Aveți dureri de sân? Vi se pare că aspectul lor estetic nu mai corespunde cerințelor dumneavoastră? Aflați ce aveți de făcut! Prima invitată de astăzi este doamna doctor Irina Vișa, medic primar, chirurgie plastică și estetică. Bună ziua și bine v-am regăsit! Bună ziua! Mulțumesc de invitație! Care sunt motivele pentru care unele femei apelează la implanturile mamare? Da, este o întrebare foarte directă și, ca să fiu clară și bine înțeleasă, vreau să pornesc de la ideea că sânul reprezintă caracterul definitoriu al feminității. Dacă ne gândim puțin la ce ne oferă literatura, poezia, pictura, sculptura, iată, regăsim sânul în diverse ipostaze. Și pornind de aici, de la acest element artistic, trebuie să înțelegem că feminitatea care este subliniată de prezența sânului trebuie să aibă două aspecte. Trebuie să fie un sân, să aibă un volum plăcut și să fie frumos poziționat pe trunchiul persoanei respective, deci pe torace. Iar prezența și folosirea implantului mamar este cel care oferă confortul necesar persoanei în cauză. Cât pot fi păstrate în siguranță implanturile mamare? Care ar fi recomandările care ar trebui urmate cel puțin în primul an de la implantare? Da, la ora actuală trebuie să vă spun că toate marile firme producătoare pe plan internațional de implante mamare ne prezintă aceste materiale medicale ca fiind foarte fiabile și având o viață foarte lungă. Deci, practic, ele sunt garantate pentru un long life. Dar problema care se pune nu este a durabilității implantului în sine, ci a conexiunii și armoniei care se creează între organismul care primește și implantul propriu-zis. Deci problema aici este cât timp poate să coexiste într-o armonie perfectă, așa cum se pornește imediat postoperator, un implant în organismul femeii. Totul începe imediat postoperator. În primele două luni, care sunt definitorii pentru fixarea implantului, trebuie respectată o serie de reguli. În primul rând, trebuie menținută bustiera care se montează imediat postoperator. Trebuie menținută timp de ziua și noaptea, timp de două luni, foarte important. Nu trebuie făcut efort fizic deosebit, dar gimnastică lejeră fără încărcare este recomandată, fără aerobic, fără expunere la solar sau la temperaturi înalte, este extrem de important. După care, până la finalul primului an, trebuie avut grijă ca în primele 6 luni să nu existe expunere la soare prelungită și să se facă toate eforturile pentru a se evita o sarcină în primul an după așezarea implantului. O să mă întrebați poate de ce este necesar să se respecte aceste reguli, pentru simplu motiv că în modul acesta de îngrijire a implantului se asigură condițiile creierii unei capsule cât mai elastice și cât mai de calitate în interiorul organismului, în jurul implantului. Această capsulă este cea care ajută de asemenea la menținerea implantului long life, așa cum promite producătorul. Deci apare ca o reacție de apărare din partea organismului la acest corp străin. Da, este, dacă doriți, așa un fel de reacție de apărare, să folosim acest termen, dar în sensul pozitiv. El se apără fără să distrugă. Iar pe termen lung? Pe termen lung, de asemenea, nu trebuie uitat că acest implant este totuși un corp străin pentru organism și trebuie să-l monitorizăm atent. Asta presupune că o dată pe an pacienta trebuie să facă un control chirurgical, să fie văzută de medicul care a operat sau un alt specialist. Sunt ceva semne care ar trebui să atragă atenția? Da, dacă apar anumite dureri, dacă apar stări de tensiune la nivelul sânului, dacă apar chiar schimbări de poziție, de formă, imediat trebuie să se meargă la chirurg și să se vadă care e explicația. Se pune problema de modificare a acelei capsule despre care v-am spus. Deci această capsulă are o anumită viață a ei. Se poate întâmpla dintr-un motiv
care este mai în general prea puțin cunoscut, că această capsulă să sufere un proces de retracție. Și atunci apar simptomele despre care spuneați. Și preventiv, chiar dacă nu apar aceste simptome, după 4-5 ani de zile, este bine ca să se facă o ecografie mamară. Ecografia fiind un tip de investigație neinvazivă, care ne conferă suficiente date informative despre aspectul implantului, poziția lui și evoluția în timpul care s-a scurs de la intervenție. Mai mult decât atât, dacă sunt situații speciale, se poate apela la un RMN, deci o explorare și mai aprofundată, ca să se stabilească despre ce este vorba. Nu trebuie uitat că organismul femeii poate suferi tot felul de modificări, de creștere sau scădere în greutate, sarcina sau sarcini, mai multe chiar. Chiar și trecerea anilor, care se asociază din nefericire cu o scădere a elasticității pielii. Toate astea fac ca implantul să-și schimbe puțin poziția și stabilitatea care a fost la început. Și atunci se apare indicația de a schimba implantul. Mulțumesc pentru interviu. Cu plăcere.